Și întoarce-te. Călcâi talpa vârf, rulează. Călcâiul talpa vârf. În urmă cu 5 luni am avut un accident de muncă și am avut fractură a membrului inferior drept, în urma căruia m-am ales cu tijă și o ruptură musculară. După care a urmat perioada de după operație și am decis că trebuie să mă apuc la punct de recuperare și la îndemnul doctorului. Am venit la consulta la doctor Niculescu, am stabilit planul de recuperare și am început în următoarele 5 zile. Mă numesc Adrian Zbicnișen, sunt terapeut în cadrul clinicii Provita. Sunt unul dintre kinetoterapeuții care a fost direct implicat în recuperarea pacientului nostru, Andrei Laslău, pacient de 23 de ani, care s-a prezentat în cadrul clinicii cu o fractură de femur la piciorul drept, în urma unui accident de muncă. Recuperarea pacientului în cadrul clinicii a început cu o mobilitate activă a acestuia de 10 grade la nivelul genunchiului, iar la o mobilizare pasivă de 20. Pacientul se prezenta cu durere la nivelul piciorului în timpul zilei, care se accentua pe timpul nopții. Am început în cadru, veneam în cadru, făceam destul de mult până în sală de kineto și treptat au apărut rezultatele destul de mari. Din punctul meu de vedere, a fost peste așteptările mele, cum a evoluat. Gradul de invaliditate în momentul respectiv pentru pacient era destul de mare, deplasarea făcându-se în cadru cu sprijin parțial pe membru afectat. Procedurile de fizioterapie recomandate au fost procedurile de TECAR și APTIVA, iar partea de electrostimulare pentru creșterea tonusului muscular, dânsul prezentând și o ruptură musculară la nivelul membrului inferior drept. Sub urmarea domnului kinetoterapeut Adrian, am reușit de la cadru să merg cu două cârje pentru o perioadă foarte scurtă de timp, după care am trecut la o singură cârjă, iar la ultimul control de 90 de zile post-operator am renunțat și la cârja care m-a sprijinit ulterior. De atunci am respectat planul în continuare, rezultatele au continuat să apară, am reușit să și alerg. În momentul în care am început partea de recuperare, primul obiectiv pentru noi a fost recâștigarea mobilității la nivelul genunchiului și șoldului. Primele ședințe au fost destul de dificile pentru Andrei, după care, în momentul în care au început să apară rezultatele puțin câte puțin și am atins cele 90 de grade propuse în primele două săptămâni, pur și simplu recuperarea lui a decolat. Durerile au fost la început, dar ușor au dispărut aproape complet. În proporție de 80% mă consider ca și recuperat până astăzi. În urma consultului alături de medicul ortoped, Andrei a primit undă verde pentru a renunța la cârje și am început încărcarea membrului 100%. Din momentul respectiv, obiectivele noastre au fost pentru creșterea tonusului muscular, creșterea mobilității și reeducarea mersului. Andrei a fost un pacient foarte ascultător și muncitor, a lucrat foarte mult pentru a recâștiga fiecare grad în parte, pentru a-și crește tonusul muscular pentru a putea să facă lucrurile pe care le făcea cu 6 luni înainte. Este de foarte mare importanță dedicarea aceasta pentru recuperare, atât în sala de kinetoterapie cât și acasă. Eu am venit cu partea de exerciții, iar el a venit cu partea de terminare și muncă pentru a înjumătăți timpul de recuperare. Mă țin cu strictețe de planul de recuperare, cu modificările ulterioare care mai apar în funcție de mobilitate și de complexitate, și sper să mă recuperez complet, un timp cât mai scurt. În momentul de față, ținând cont că suntem 5 luni în cadrul tratamentului, timpul de recuperare deja a fost spulberat de către Andrei, trecând de anumite etape mult mai repede decât alții pacienți. Acest lucru se datorează vârstei, determinării și consider că o să fie o evoluție și o recuperare de 100% în cazul lui. Thank you.